Salut și bine ai venit sau revenit la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și azi discutăm un pic despre dividende. După cum știți, cei de la Trevi au anunțat deja vineri printr-un comunicat de presă propunere de dividende la companii, dar era o perioadă în care deja o parte, mare parte din companii anunțase dividendele, urma să fie Consiliul de Administrație să destină sau să decide dacă vor da sau nu aceste dividende, deci momentan sunt multe care sunt doar propuneri de dividend, dar am zis că să ne uităm un pic pe ele, să vedem un pic, să comparăm și cu portofoliul meu și să vedem cam cum stăm, pentru că eram curios. Oricum, deja știam la o parte din ele dividendele de când le-au anunțat sau propunerile de dividend. Unele erau oarecum estimate și de la începutul anului, în momentul că au anunțat profiturile pe anul anterior. Dar acum sunt mult mai exacte, sunt propuneri concrete care dacă se vor vota, se vor și aproba. Bun, am primit un următor raport de la 3, vin, ne uităm un pic pe el așa în mare. Foarte multe companii care dau dividende destul de bune. În principal mă uit la ce am eu pe listă, adică Sfera Francis Group, Teraplast, Banca Transilvania, Coat, Alviu, care și Alviu a dat 5% și așa mai departe. Le iau așa un bilar rând, Circ Complex Buzești nu am, 1% randament, foarte puțin. Sfera Francis Group, 6%, deci deja Sfera Francis Group o să-mi aducă un profit, să zicem, sau un câștig de 6%, un randament, să zicem, da, dacă e să vorbim corect. 6%, Aerostar 1,8% nu avem, One United Properties 1,2%, știți că aș fi vrut să am acțiuni la One United Properties, nu am momentan. Oricum la Sfera Francis Group ați văzut că este deja aprobat, adică ăsta e deja aprobat, Alex, dai tu pe 6-a 5-a, da? Deci pe 6 mai deja urmează să iau primele dividende. Bun, te țin în minte pentru că nu mai e mult până atunci, mai e o lună jumate. Așa, OMV Petromesa iarăși are un dividend propus de 7,3%, un dividend foarte bun. Din păcate, în portofoliul meu mai am Petrom, dar foarte puțin, pentru că am marcat profitul anul trecut la el și mai am doar 467,5% pe plus. Este singura acțiune, vedeți, din portofoliul meu care este în momentul față pe plus. Aș prefera să am și aceea vreo 45 de milioane băgați și nu doar 467, dar asta e situația. Vedem dacă reușim la un moment dat până la când este ex-date-ul, ia să vedem. Deci tot ex-date-ul e tot acum, în perioada asta, 12.05. Foarte, foarte aproape, da. BRD este un dividend propus de 7,6%, dar mi se pare că BRD a mai dat deja un dividend, da, a dat un dividend de 10% din anii anteriori sau ceva de genul ăsta, cred că acum 2 săptămâni am avut, cred că, un clip pe canal în momentul care a dat. Oricum, eu sunt mai fan Banca Transilvania decât BRD, probabil după pragul de 10.000 de lei în Banca Transilvania voi încerca să diversific partea de bănci și să am și la BRD și la Erste Group Bank. Erste Group Bank, care vedeți, este un pic mai jos aici și are și el un dividend de 4,9%, da? Așa, mă duc înapoi de la BRD, Oil Terminal S.A. o companie care mi-a atras atenția de curând, nu auzim de ea până acum, nu știam că e pe bursă și are 4,6% de propunerea, e de studiat, da? Agvila, care am zis că aștept să văd ce se întâmplă cu ea și are un randament de 5% dividende, da? Mă duc un pic la Agvila să văd cam cum a mai evoluat. Destul de stabilă, în afară de gaura aceea cu războiul, destul de bine stă. Nu e rău, nu e rău deloc, da? Am vrut să nu mai grăbesc să iau, vreau să dăm pe 6 luni de zile, dar nu cred că are 6 luni de zile de la lansare, ba da, are mai mult de 4 luni, de vreo 4 luni. Am vrut să văd cum evoluează așa în timp, să nu mă mai înghesui la listare și văd că lucrurile stau mai jos decât la listare, dar nu mult, nu, e ok, adică s-a menținut prețul, nu au mai fost căderi cum am văzut la alte companii. Mă duc mai departe pe listă, AGS, nu știu ce e, nu mă interesează, deși văd că dă totuși 5,9%. Dar de așa că e AG, nu am eu. Nu. Am AG, Agroland Business. Și AG. Nu AB, AB. Da, mă miram, zic, mă, stai că este Agroland Agribusiness-ul. Nu. Acolo încă am niște, v-am zis că am avut un clip în care am avut discuții despre chestia asta. Nu știu ce e AGS-ul ăsta și cu ce se ocupă.
Tocep, iarăși nu știu de ea, oricum un randament destul de mic. Pompa S.A. am mai auzit de ea, dar nu m-a pasionat. Este grupul de care am vorbit mai devreme, 4,9%. Alumil Industrie S.A. iarăși vine cu un dividend pe 24,5% de 10,9%. Un randament foarte bun. Știți că am trecut, am cumpărat Alumil și am făcut 10%, după care am vândut acțiunile Alumil. Mă gândeam că nu poate să țin tot așa, mai ales că sunt creșterea asta de energie pune presiune asupra acestei companii sau acestor companii din industria metalurgică. Mai ales acum și cu războiul, s-ar putea să fie presiunea și mai mare pentru la anul. Deci nici nu știu dacă aș lua sau n-aș lua. O să mă uit un pic și pe grafice să văd dacă cumva a crescut. Dar în momentul ăsta nu prea cresc cu acțiune pentru că nu prea bagă nimeni bani în ele. Alumilu. E deja sus, la vârf aproape. Ia să vedem pe un an de zile să ne-am. Da? Deci e pe vârfuri. Anul trecut a fost destul de sus. Da, deci nu este... Nu știu dacă e un moment bun de cumpărare acum. Deși dacă vrei 10% ăla, după care după 10% vor scade acțiunile și atunci cumva poate nu e o idee bună să iei. Electrica S.A. are un dividend de 5%. La Electrica am și eu acțiuni de des destul de multe. Sunt minus 20% pe pierdere oricum din cauza prețului mare pe care am luat, dar am 4.000 de lei, deci aici cumva o să acoperă 5% doar din dividende, da? Dacă vorbim despre pierdere. TTS-ul, iau-te și pe el aici cu 3,1%. La TTS am apucat să iau foarte puțin momentan, da? Dar iarăși poate e loc de cumpărat și mai multe acțiuni. Competu, unde vreau iarăși să iau acțiuni mai multe, sau mi se pare că am și mai luat la un moment dat, nu se vede aici pe Competu. Am 20 de acțiuni în față, undeva la 15 milioane. 5% știam deja de ei că dau 5%. 9,5%, eu știam de vreo 5%. Iar un randament foarte bun, 9,5%, da? Și vedeți că am ceva acolo. După mecanica, nu știu prea multe despre companie ca să mă inspire, 13,7%. Am citit în ziar despre chestia asta, dar nu știu despre companie. Dacă nu știu despre companie, nu încerc să nu o bag așa, wow, ce companie, hai să bag și eu că dă și dividende sau un sucum, ci caut să văd ce se ocupă compania și nu pot să le studiez pe toate, da? Așa, Transilvania TBS-ul, TBK-ul, așa, 8,7%. Am tot zis mereu că o să iau și Transilvania Broker asigurare și n-am luat. ABN Systems, iarăși 2,2%. Fondul proprietatea 6,4%. Fondul proprietatea fiind compus la rândul lui din 70.000 de companii. Așa, foarte, încă am sentimente mixe legate de fondul proprietatea. Dacă ar trebui să cumpăr sau nu acțiuni la fondul proprietatea. Apropo de treaba asta cu fondul proprietatea, aș vrea să lăsați voi în comentarii jos dacă este bine sau nu este bine să cumpăr acțiuni la fondul proprietatea, dar aș vrea să veniți și cu remarci de genul ar fi bine pentru că sau n-ar fi bine pentru că, adică să-mi dați și una, două idei de ce crezi voi că ar fi bine sau de ce crezi voi că n-ar fi bine să cumpăr acțiuni la acest fond, la fondul proprietatea. Tot legat de partea de comentarii și partea de jos, aveți undeva buton de subscribe, abonare, deci abonare al canalului și lângă el aveți un clopoțel mic pe care dacă veți bifa, veți fi notificat de câte ori postez un clip nou. Da, asta apropo de abonarea la canal, dacă n-ați făcut-o încă. Dacă n-ai făcut-o încă și o faci acum, îți mulțumesc. Te mulțumesc și celor care deja s-au abonat la canal de-a lungul timpului, bineînțeles. Ok, ne întoarcem înapoi la listă și vedem Bursa de Valori București cu 3,6%. Iarăși o chestie care cred că e bună, adică mă tentează să investesc și acolo o mică participare din portofoliul meu. Sunt foarte multe pe care vreau să investesc, din păcate greu să le iei pe toate, uitați câte companii sunt care dau dividende, da? Așa, Star Residence Invest S.A. 4,4%, nu mai știu eu dacă, ba da, REIT, uite asta este. Ăsta este ceva construit cu cei de la Imparl și vândut și revândut și încă mi s-a părut că am dățică treaba anul trecut cu el. Dar cumva cred că se așează pe piață, se stabilizează și cred că continuă să dea dividende. Așa, Banca Transilvania 5,1% și a anunțat deja că vor da și acțiuni gratuite, dar nu știu dacă nu cumva e majorare de capital și nu primești 100 acțiuni, 12 acțiuni, zic, parcă era în articol, nu mai știu exact. Bento 1,8, SafeTech Innovation 2,1, foarte puțin SafeTech-ul, așa, dar probabil sunt o perioadă în care reinvestesc.
Arctic cu 3,6, Prefab S.A. 5,1, BRK Financial Group, iarăși o companie care mai atrage 7,8, da? Transgazul 7,3. La Transgaz o să fie cu discuții toată treaba asta, pentru că parcă statul a zis că nu mai vrea să ia 90% din dividende și vrea să ia decât 50%. Nu știu acum dacă 7,3 asta este degradat de acele 90% din procent din profit sau e vorba de 50%, încă nu știu. Erau și discuții pe la guvern. Oricum știți că companiile de gaze nu prea mă atrag pe mine personal, adică nici RomGaz, nici Transgaz, dar cred că pe viitor ar trebui să las eu concepțiile mele din cap și să mă uit mai atent la ele, poate, nu știu. Așa, IRSA 2,6, IRSA, dacă nu mă înțeleg eu, cred că au un contract acum cu armament pe ceva, prin un contract bun. Dacă nu sunt alții și sunt de la Brașov și sunt ei, nu sunt sigur, nu am stat foarte mult să mă documentez. V-am zis că în momentul în care investiți, e bine să vă documentați voi și vedeți ce aveți de făcut și cum aveți de făcut. Teraplast dă 1,7, știam deja de ei. Din păcate am puțin Teraplast deocamdată, parcă Teraplast 300 și ceva, de sunt la coada clasamentului meu. Probabil o să mai cumpăr Teraplast, mai mult ca sigur vreau să am mai mult Teraplast în portofoliu. Și cumva m-am cam ofticat eu că am vândut pe profit anul trecut foarte devreme, undeva la 10-11% profit și puteam să vând la 100% profit, da? Deci aici a fost o greșeală majoră din partea mea. TIF-urile nu mă interesează, nici mă uit când dau că nu sunt fanul lor și dacă ar fi să fiu fanul unui SIF, ar fi SIF 4. Bermas, nu știu prea multe de ele. Biofarm, nu. Rancart, 2,3. Antibiotice S.A. 0,6, antibiotica asta mi se pare că a dat un dividend anul trecut foarte, foarte bun. De asemenea, mi se pare că, adică nu mi se pare, sunt cei care au fabricat acum la comanda guvernului pastile de iod. Poate au făcut și profit din chestia asta și probabil pe termen lung se va reflecta în cifra lor de afaceri. Mambri colaje S.A., nu știu de ce 5 și 6 aici, deci mamurile, 4,8 și 2,2. Asta mă bulversează un pic. Nu mă bulversează, cred că sunt două, nu, sunt amândouă la fel. Ia să dăm 5. Cred că sunt două propuneri de dividend la ăsta și de aia. 4,8 și 3,2, altfel nu mi-e explic. Artego, Rom Petrol Well Service 1,4. Acțiuni gratuite, da? Și propuse Agvila Prod, vedeți că are tot un next date. Așa, Arops Transilvania Software, care e editată de nou de piață de foarte curând. TTS-ul are propus, da, 1-1, 5-1, am văzut. Connection Consult, Safety Innovation, iarăși are Superformant, vă care și un 1-1. Eu nu mai am Superformant în momentul de față în portofoliu, dar au și scăzut mult, vedeți că nu mai am în portofoliu. Dar știu că au și scăzut foarte mult acțiunile Superformant. Acum și-au mai revenit, dar oricum de la 5,5 lei. Dacă ne uităm și mai sus, cu un an. Deci de la 6, 7, 8 lei, de aproape de 8 lei prețul de asemenea. Da, deci la un vârf de peste 8 lei, la 4 lei, vorbim exact de scăderea de 50% de care vorbeam eu într-un exemplu mai de mult, dacă vă țineți aminte. Am un exemplu matematic pe canal, pe YouTube, în care ziceam că ce se întâmplă dacă acțiunile tale scad cu 50% și, într-adevăr, toate e imposibil. Dar, din punctul meu de vedere, tu performant nu performează atât de bine cum aș vrea eu. Deși probabil o să reiau la un moment dat, o să cumpăr acțiuni și la Tuperformant, dar momentan i-am lăsat mai pe margine pentru că sunt altele mai atractive, da? Așa, Ascedia, Banca Transilvania, exact ce am zis, 12-100, vedeți? La 100 de acțiuni primești 12 acțiuni gratuite, da? Pe 12-7 este ex-date-ul, deci mai încolo. DN Agrar Group, nu știu cum să vă descurca filmele astea care sunt în zona agricolă în anul ăsta, cel puțin toată nebunia asta. Speednet-ul 1-10, Sobinator Technologies code, adică 9-1 și așa mai departe. Trebuie citit cu mare atenție care sunt majorări de capital, care sunt acțiuni distribuite din profit și așa mai departe, pentru că sunt diferite unele față de altele. Ok, pe partea de internațional nu mă interesează decât BMW-ul pe mine, uite-l cu alea, da? Are un dividend brut de 5,8%. Nu, dividend brut de 7,4%, da, 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 randamentul 7,4%.
Ok, în rest nu mai am alte acțiuni din partea din Germania, din partea nemțească așa, decât BMW am două sau trei acțiuni, două acțiuni la BMW parcă am, da? Deci oricum, dacă te umplu portofoliul meu așa, Arviu 5%, BMW 7% cote, 9% electrica. Nu e pe listă electrica, fiți atenți. Control F. Auto electrica. A, da, este. 5% auto electrica, 5%. Sfera Francis Grup avea 6-7%. Nu mai știu, SNP-ul 5%, parcă, sau 9%, parcă. Transelectrica, nu știu dacă era. Ia să vedem, Transelectrica. Oricum, Transelectrica dădea 2%, nu dădea foarte mult. Mă uit imediat să-l găsesc, dacă este pe undeva. Nu e. Ba nu, nu, mai este de căutat. Mai uit o dată să văd. E, aici dacă cumva scapă mie. Nu este. Deci Transelectrica nu a anunțat încă dividende, nu știți nimic despre ei. Banca Transilvania dau, Teraplast dau, TTS dau și Wine-ul, iar nu l-am văzut aici în listă, da? Și Wine-ul nu este în listă, da? Momentan. Dar vedeți că practic din 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, din 12 companii în care am investit, 10 îmi vor da dividende peste 5%, da? Așa, pot să fac un calcul mai exact să văd cam câți bani voi lua, dar se mai pot schimba lucrurile între timp și mai ales că sunt propuneri și atunci nu are rost să mă agit acum să fac calcule câți bani voi lua. Voi vedea în portofoliu când vor veni efectiv banii respectivi și vă voi anunța atunci. Veți vedea și voi cu ochii voștri banii pe care îi vor încasa din dividende anul ăsta. Deci nu e o problemă. Cam ăsta este episodul de astăzi. E un episod cea mai mult de prezentare despre dividende. Sper să fac o platformă în care să urmăresc mai atent companiile la un moment dat, nu acum, nu e în planul efectiv, nu mâine, așa, și să pot să urmăresc mai atent anumite evenimente, anumite ex-date-uri, ca să pot să-mi iau și decizii pe mai multe informații și nu doar pe baza informațiilor pe care le-am acum despre investiții pe care le fac. Cam ăsta a fost episodul de astăzi, sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, nu uitați să dai și un like la acest episod. Vezi că pe site, pe Fabrica de Bani, avem și contul de WhatsApp unde puteți pune întrebări sau ceva, puteți pune întrebări și în comentarii, bineînțeles, dar dacă vreți să comunicăm mai mult, puteți aveți pe site și contul de WhatsApp undeva aici în partea dreaptă, vedeți, și avem și un cont de Telegram, un grup de Telegram, deci un grup de WhatsApp și un de Telegram, pe tot aici un cât de curând să pun și bannerul pentru contul de Telegram, fiecare în funcție de preferințe să aleagă ce îi place. Cam asta a fost episodul de astăzi, îți mulțumesc că m-ai urmărit până aici și îți mulțumesc încă o dată pentru că mă urmărești în fiecare zi. La revedere!